acum, camarad. Unii m-ați certat că nu vă arăt ce fac eu la erbicidat. La erbicidat grâu. Uite, aici suntem la grâul ăla nu 2 pentru grâu de consum. Grâul care l-am dat cu Gigant Rotting când avea 3 frunzulițe. Acum se vede culoarea destul de intensă. O să cobor mai la capă să vă arăt cum și în ce fel am dat. Și cele două variante de a da cu insectofungicide, unele perfect chimice cum le am pe acestea, altele amestecate cu produse bio și produse chimice, dar la jumătate de doză, cel mult 3 sferturi din doza normală. No, până la capăt să vedem cum merge metrul. Să închid lăncile, apoi vom continua. Deci aici suntem la un grâu anul 2. Era de așteptat să apară bolfoliare transmisibile prin resturi vegetale, deoarece, mai ales în partea asta, n-am apucat să fac jumătate de hectar, să fac dezmiriștirea, respectiv tocatul paielor. Da, mă suna cineva. Am găsit, nu fac reclamă la firme, dar în fiecare an eu mai schimb tratamentele și produsele fitosanitare, în așa fel încât să nu se obișnuiască bolile cu același produs. Iată, aici am un biatlon, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 substanțe active ca erbicid. Ar trebui să atace toate bolile, toate burienușele care au rămas. Nu am buruin cu frunză lată, numai cele care seamănă cu Veronica. Având în vedere că la anul voi pune aici mazăre sau floarea soarelui, cu toate că vine al treilea an floarea soarelui și nu prea e bine, o să vedem cum vor fi condițiile economice și pedoclimatice și de ce să nu o spunem și cele politice vis-a-vis de agricultura românească. L-am luat pe biatlon pentru că la pachet are și
un fungicid sextan, este transaminazic, după cum scrie aici. Intră 0,5 litri pe hectar, doză de blană bag. Și împreună, amândouă, mă costă 150 de lei cu tot cu TVA. Bașca, dacă dau bani înainte, am și o reducere de vreo 10%, în jur de 10%. Sper, contractul încă nu mi-a venit, am luat doar facturile. Mi-au venit facturile. Așa, de remarcat că aproape orice produs de ăsta fitosanitar are un adjuvant. Biatlonul ăsta are un DASH HC. Ce face el? Lipește. Produsul ăsta care omoară toate buruienușele, îl lipește de frunza buruienușei. Efectiv penetrează ceara aceea de pe suprafața frunzei și se duce pe toată până la rădăcina buruienii. Deci 1, 2, 3 produse la 150 de lei. Mi-ar fi plăcut dacă ar avea și un efect de green, cum se zice așa cu limba străcită, adică după ce dai la o săptămână să se vadă că a înverzit produsul de bază, grâu cum e aici așa, dar nu este. Am avut și de la. Asta este prima variantă. Varianta numai cu produse chimice. Atenție, inginerul mi-a zis să nu amestec cu altceva, că nu-mi dă garanție la efectul lor. Nu amestec, mai vreau să bag și niște triplu azot tot în met cu microelemente esențiale pentru grâu și orz, dar nu le-am băgat. O să dau peste o săptămână, două. Văd cum și în ce fel este timpul și calc din nou grâul. Îi dăm înainte. A doua variantă recomandată de cei care fac cercetări în agricultură și chiar recomandată și de Uniunea Europeană, ci că în vreo 2-3 ani suntem obligați să nu mai dăm azot chimic mai deloc. E, ce spun cercetătorii? Să folosim produse bio, cum e acesta de Rom Agro Bio Fertil NP. Dacă vă aduceți aminte, acel distrugător de resturi vegetale, îi ziceam eu, pe această solă nu este dată, se vede acest produs, se văd și bolile foliare, pete, așa, unde au fost resturile vegetale. Nu e voie să dăm foc. Practic, acest produs sunt una, două și al treilea bidon, da? Fiecare își face treaba în felul următor. Unul, un produs transformă resturile vegetale, o parte din ele, circa 35%, în produse de fosfor. Al doilea bidon, câte 5 litri vine pe hectară din fiecare bidon de ăsta, de vreo 15 litri, așa, este destul de scump, așa. Și al doilea bidon are o bacterie bio care se translocă în rădăcina grâului și a oricărei buruieni, așa, și mai târziu extrage azotul natural din aer și îl pune la dispoziția grâului. Acesta, azotul ăsta natural, atomic, cum îi mai spun unii, are avantajul că atunci când vine seceta,
El nu arde rădăcina, mai ales rădăcina adventivă, chiar nodul de înfrățire. Eu în 2020 am mers pe 6,5 hectare cu produsul ăsta și chiar am recoltat ceva, dar sunt scumpe. Al treilea bidon este tot un produs bio care plantează niște bacterii care se hrănesc cu fungii, cu sporii aceia ai bolilor foliare. Deci el permanent, de când îl dai până la recoltare, acest produs, această bacterie este în funcție. Astfel putem să micșorăm doza de tratament chimic de la jumate până la 3 sferturi, iar după 3 ani să renunțăm aproape deloc de tot la tratamentul chimic și să, dar în fiecare an să căutăm să mulțim aceste bacterii, să-i dăm cel puțin o dată toamna și o leacă primăvara. Bun, ce să vă mai zic, voi folosi și eu anul ăsta, pentru că mai am produsul de la Romagro Biofertil, la grâul anul 3, am și grâul anul 3, așa cum v-am explicat, produse bio la doză de blană și plus produse chimice. De data asta o să dau la 3 sferturi, că mi-e cam frică, nu la jumătate. O să fac experiență pe jumătate de hectar, să vedem cum se prezintă și la jumătate produs chimic și la blană produs bio. Scumpe toate. Aici, în această parcelă de 4,8 hectare, pământul soția mea, am dat gigant rotting ăsta, am verificat rădăcina, nu e chiar așa ca în această poză, dar merge. Bun, fraților, îi dau înainte, cam bate vântul, e bine că bate dintr-o singură parte, cum stau eu acum, de la dreapta la stânga. Prima dată am înconjurat sola, acum o iau la cusătură una lângă alta. Dacă mai aveți întrebări și am scăpat eu ceva, nimic de zis, vă ajut atât cât știu eu, cât pot să mă documentez, totul să fie bine și ok. Sănătate, fraților, și numai bine!